Ne ducem la Cluj cu dorința declarată de a ne reîntoarce lideri. Cum de fapt toate meciurile, că nu e vorba de dus la Cluj, să ne întoarcem lideri de la Cluj și după aia să pierdem poziția de lider. Orice meci îl jucăm pentru 3 puncte, indiferent că este la Severin sau în alte orașe, că de fapt sunt în deplasare toate. Vă este teamă că după ce am pățit la Timișoara își vor lua absolut toate măsurile de siguranță pentru meciul de duminică? Da, e un duș rece care le-a creat probleme. Știu că Dan Petrescu este extrem de marcat, exigent și orice antrenor care ar avea la dispoziție atâți jucători valoroși și ar fi condus la Timișoara. Asta nu înseamnă că Timișoara o ignor și o consider un adversar tolerat în Liga 1. Este o echipă solidă, dar este greu de crezut că cineva va mai da 4 goluri CFR-ului. Vă e teamă de presiunea pe care Dan Petrescu va face asupra arbitrului, asupra... N-are ce presiune să facă, se joacă, ați văzut că toate meciurile au fost speculații, dar în marea majoritate au fost tranșate pe teren. Că au fost și erori, dar n-a fost ceva așa flagrant strigător la cer. Devine că o colonie croată? Ați luat-o de urmă Barcelona? Da, încercăm, nu să devină neapărat o colonie. Este Craiova în momentul de față, este o multinațională, este o familie, chiar dacă sunt de sorginte slavă sau de sorginte latină jucătorii și antrenorii. Craiova în momentul de față, cred că nu există o echipă în România care să aibă în componența ei 2 vicecampioni europeni, vorbesc de antrenor, de Davis Mangia și de Fausto Rossi, vicecampion cu Italia și un vicecampion mondial cu Portugalia, Thiago Ferreira. Așa că exigențele, valoarea și prestanța lotului dorim să crească de la zi la zi și să fim respectați, să fim, dacă merităm, să stăm pe locul întâi, merităm să stăm, dacă nu ne corectăm, oricum față de anul trecut suntem într-un salt calitativ și mental evident. A plecat Ivan, a venit Ivan. Ivan Croatu. Da. Ce să vă spun? Interesant, dacă facem o analogie, că Andrei Ivan a plecat în lumea slavă. Din lumea slavă l-am înlocuit cu un slav. Important este că Ivan Martić a venit determinat la Craiova. Am avut o discuție cu el și cu Datkovici înainte de antrenament, le-am spus: bine ați venit, care e prima voastră impresie? Cu o sinceritate dezarmantă mi-au spus că prima impresie este că se așteptau la mai puțin, iar ceea ce au găsit este peste așteptările lor, ceea ce au găsit din toate punctele de vedere. Felul în care au fost primiți de colegi, orașul, atmosfera, așa că devenim un pol de interes, începem să avem o credibilitate internațională și sunt ferm convins că în momentul în care vom juca pe nou stadion, semnalele date de acești jucători importanți din campionate importante ale Europei vor fi în favoarea clubului și mult mai ușor ne va fi de acum înainte să apelăm la serviciile unor jucători importanți. Au fost ultimele transferuri din această vară? Cum bine știți, astăzi se închide la orele 24. Ce mai poate fi de acum înainte? Doar cu statut de jucător liber, dar ca o părere personală pe care mi-o împărtășesc în schimb și patronul și antrenorul și tehnicienii, e foarte greu de crezut că de acum înainte cu statut de jucător liber găsim ceva de valoare. Este foarte greu. Dar nu este exclus. În schimb, nu ne preocupă să mai căutăm, ne preocupă din momentul de față să încercăm până la sfârșitul decembrie, începutul ianuarie, când se dau drumul la transferuri, să ne mulțumim cu ce avem, să nu ne gândim la ce puteam avea în plus. Suntem în grafic, lotul este destul de echilibrat, în totalitate. Așa cum am spus și când era sub presiune politica de transferuri a Universității Craiova, că toată lumea aduce și de ce nu aduce, am spus: dacă aducem, aducem ceva de calitate, nu ne grăbim și timpul ne-a dat dreptate.